încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Vrei să obții 100% online semnătura electronică calificată pentru SPV? Dacă de acum trebuie să depui exclusiv electronic documentele la ANAF, atunci de ce să nu obții și semnătura electronică necesară tot online? Achiziționezi 100% online certificatul calificat de semnătură electronică CertSign prin identificare video la distanță, echivalentă cu prezența fizică. Alege semnătura electronică calificată CertSign care ți se potrivește, pe token sau în cloud, cu valabilitate de 1, 2 sau 3 ani. Află mai multe pe certsign.ro. Face dacă ai avea 2 ore în plus în fiecare zi? Cu EasyLo poți să-ți petreci mai multe clipe importante cu familia, să ai în sfârșit timp de hobby-uri și să te odihnești mai mult. Încearcă un demo gratuit al aplicației juridice care te ajută să nu mai pierzi 25% din timpul tău pentru a administra acte, dosare sau întâlniri. Cum te poate ajuta mai exact un soft juridic performant precum EasyLo? Ai acces la agenda online cu calendar personalizat, cu task-uri și activități pentru fiecare dosar, alerte, remindere și actualizare automată a termenelor la dosare prin sincronizarea cu ECRIS, contracte generate ușor, cu date precompletate, pentru ca tu să nu mai pierzi timpul, gestiunea simplă și sigură a actelor, fără foi și biblio-rafturi, fără dulapuri cu hârtii vechi și fără bătăi de cap. Și pentru că știm că pui accentul pe eficiență, ai acces la un sistem de rapoarte pentru tine și clienții tăi. Spune adio documentelor rătăcite și întâlnirilor ratate. Încearcă EasyLo complet gratuit pentru 30 de zile. Bună seara tuturor celor care ne ascultă în această seară. Bună seara, stimați invitați. Mă bucur să vă revăd pe unii dintre dumneavoastră. Mă bucur să i-am alături pe cei cu care am contact pentru prima dată online. Mulțumim juridice.ro pentru dezbaterea din această seară. Aș vrea să îi prezint pe invitații cu care va avea loc această dezbatere. Încep cu domnul profesor universitar dr. Cristian Jura. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Și vă mulțumesc că m-ați prezentat primul. Pentru că mai ușor așa cum sunt așezate imaginile pe acest panou. Doamna avocat Monica Livescu, de la Livescu și Asociații, deja sunteți
atât de familiar celor care urmăresc aceste dezbateri, că am impresia că aproape că nu mai este nevoie de prezentare. Bună seara, doamna Livescu, bine ați revenit! Bună seara tuturor, bună seara și ascultătorilor noștri și cred că această serie de dezbateri pe libertatea de exprimare s-ar putea ca la un moment dat să devină nu doar un roman foileton, ci poate chiar să-l concretizăm și într-o formă scrisă ca să rămână. Asta a fost una dintre concluziile pe care le-am avut după multele dezbateri frumoase pe care le-am avut pe această temă deosebit de interesantă și de actualitate în România în mod special. S-ar putea să iasă un instrument util de lucru pentru practicieni. Bună seara, doamna avocată Ariana Maria Ciociu de la Costaș Negru și Asociații, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și mă bucur să fiu pentru prima dată alături de dumneavoastră. Și noi. Bună seara, doamna avocat dr. Gabriela Gheong Mihuț. Bine ați revenit și dumneavoastră în studio. Am mai avut dezbatere alături de dumneavoastră. Bună seara tuturor. Mă bucur să pot fi alături de dumneavoastră. În această seară ne-am propus să dezbatem speța Fragoso da Costa împotriva Spaniei, care are o întrebare. Este liber la înjurături? Eu cred că cei care ne urmăresc așteaptă să le oferim un răspuns la această întrebare, să vedem dacă va fi afirmativ, va fi negativ, va fi condiționat. Însă și eu sunt de acord cu dumneavoastră că este un subiect interesant și care nu se epuizează, libertatea de exprimare, și mă bucur că coincide această dezbatere cu această zi în care am aflat, eu astăzi de dimineață am aflat, că Curtea de Apel a celui de-al cincilea circuit din Statele Unite tocmai a declarat că administrația Biden a încălcat primul amendament atunci când a constrâns platformele de socializare să cenzureze conținutul considerat problematic în jurul problemei referitoare la COVID. Deci iată că instanța aceasta din Statele Unite valorizează libertatea de exprimare, este o hotărâre cu impact major, urmează să vedem dacă va fi revizuită la Curtea Supremă, cred că un termen de 10 zile, dar spune categoric, puteți scrie absolut orice pe platformele de socializare și voi, platforme de socializare, nu puteți fi constrânse nici de președinte, așa spune hotărârea, are vreo 75 de pagini, nici președintele Biden, nici FBI-ul, nici Centrul de Prevenire a Bolilor nu poate să constrângă platformele de socializare să modereze conținutul pe care ei, aceste autorități, îl consideră problematic pe tema COVID-19. Acum să revenim la tema noastră. Speța este interesantă, Fragoso da Costa, pentru că aduce la oaltă mai multe chestiuni importante pentru discurs. Și anume, poziția celui care vorbește sau calitatea celui care vorbește, apoi expresii verbale și non-verbale, pentru că în discuție era pe de o parte drapelul național, pe de altă parte erau expresii licențioase. Și în acest context v-aș propune să discutăm dacă în opinia dumneavoastră aici conta sau nu conta calitatea vorbitorului sau se asociază cumva libertatea de întrunire, pentru că era un protest, cu libertatea de exprimare sau trebuie văzută libertatea de exprimare accesorie a libertății de întrunire, în cazul din speță un sindicat. Care este părerea dumneavoastră? V-aș ruga să începeți în ordinea în care doriți. O să încep eu. Curtea Europeană a Drepturilor Omului face o distinție clară între libertatea de exprimare în general și libertatea de exprimare sau afirmațiile făcute într-un context profesional.
și în această speță avem acțiuni sau exprimări într-un context profesional de natură salarială și contextul profesional poate fi variat. Deci, iată că, dacă vreți, se creează un regim puțin mai tolerant, ca să zic așa, în cazul exprimărilor care se realizează într-un context profesional. Cauza fragoso se adaugă multor alte spețe în materia libertății de exprimare. Una dintre ele foarte cunoscută sau destul de cunoscută este Fuentes Bobo contra Spaniei, în care de asemenea avem exprimări într-un context profesional și nu numai. Într-un context profesional. Sigur că toate acestea au o particularitate. Regimul puțin mai ușor al sancțiunilor sau încadrarea în libertatea de exprimare, adică în prevederile articolului 10, este legat de scopul, de interes, de faptul că persoana respectivă acționează în interes profesional. Exact aceasta este și exprimarea pe care o utilizează CEDO în aceste situații. Dacă pune în discuții subiecte de interes profesional, desigur că și exprimarea poate să fie mult mai relaxată. Sau s-au întâlnit de asemenea și în alte spețe, cum ar fi Constantinescu Popa contra României, Hanover contra Germaniei și alte spețe, exprimarea de genul că sunt în contexte profesionale, sunt tolerate nu numai exprimările care sunt, să zic așa, elegante sau politicoase, ci sunt admisibile chiar exprimări care sunt provocatoare sau creează revoltă. Creează revoltă chiar și utilizarea unor termeni injurioși sau alți termeni licențioși, ca să zic așa, dar iată că în anumite situații, ca și în cauza Fragoso, Curtea Europeană a Omului a considerat că se încadrează în limitele libertății de exprimare din două motive. Se pun în discuție probleme de interes profesional, acesta este un prim criteriu extrem de important. Partea adversă a fost provocată, intenția nu a fost aceea de a insulta pur și simplu, ci a fost o reacție în fața unor provocări. Deci iată că exprimarea în contextul profesional, dacă întrunește aceste două criterii, este considerată că se realizează în limitele libertății de exprimare. O tolerează, practic. Curtea Europeană a dreptul. Tolerată, da, sigur că da, da. Dacă doriți să interveniți, vă rog. Aș mai vrea să adaug ceva la ce a spus doamna avocat. Tot în acest context, raportat și la această speță, în completarea colegii mele, curtea a mai spus că este permis un anumit grad de exagerare, să zicem, a libertății de exprimare, tocmai pentru că reclamantul era și lider de sindicat. A contat foarte mult și că acesta era lider de sindicat și până la urmă era vocea angajaților, era vocea membrilor care aparțineau acelui sindicat. Dacă îmi permiteți o scurtă replică, experiența mea de data aceasta legată de România, dar sunt și câteva spețe, nu leagă această toleranță, această încadrare în dispozițiile articolului 10 a exprimării provocatoare sau licențioase neapărat de calitatea de lider de sindicat. De exemplu, în Fuentes Bobo, contra Spaniei, vorbim despre un prezentator TV care căruia îi se suspendă emisiunea, este pus în cadrul televiziunii să facă diverse alte activități.
și ulterior, în cadrul altor emisiuni, face diverse comentarii legate de situația internă din televiziune. Comentarii care au fost considerate neplăcute și care au fost considerate că aduc atingere imaginii televiziunii. Mai întâi s-a suspendat contractul de muncă, iar ulterior, pentru că el a insistat să iasă în emisiuni și să prezinte problemele din instituție, a fost concediat și s-a considerat că a fost încălcat articolul 10 și că această ingerință în libertatea de exprimare n-a fost absolut necesară, întrucât el a pus în discuție probleme de interes profesional și chiar public, având în vedere că vorbim de televiziunea națională. Deci n-a zice neapărat că această toleranță în exprimare este legată de calitatea de lider de sindicat, și este mult legată de calitatea, de context sau de faptul că se realizează într-un context profesional unde există o mai mare toleranță. Lumea este provocată, de regulă intră în conflicte profesionale, eu știu, datorită unor nemulțumiri salariale, cel mai adesea nu sunt ascultați, sunt provocați, etc. Și acest lucru este avut în vedere de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Eu am întâlnit și în alte situații și nu vă ascund că de curând am obținut în instanță aceeași concluzii în cazul conflictelor profesionale care nu țin neapărat de raport angajat-angajator, ci țin și de colegii profesionale sau între profesioniști. Singura cerință, desigur, sunt mai multe, dar o cerință importantă este contextul profesional. Bun, acum să revenim la expresia licențioasă, aici mi se par două elemente importante de analiză, drapelul ca simbol și ca element al discursului și expresia licențioasă. Ele sunt analizate la un moment dat în hotărârile care au generat sau care au fost contestate, dar și au generat acest litigiu în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Acum, în speță, din câte înțeleg eu, avem, insulta adresată drapel, de fapt insulta n-a fost adresată propriu-zis drapelului, ci a fost a fost generată de o stare de provocare determinată de faptul că salariații și liderii de sindicat nu erau ascultați și în permanență era acea ceremonie de ridicare a drapelului. Deci n-a fost scopul principal în speța aceasta, înțeleg că n-a fost insultarea drapelului. De aceea Curtea Europeană a Drepturilor Omului nici n-a considerat-o o insultă în sensul propriu al cuvântului. Desigur că dacă ar fi avut loc o insultă care nu era nici provocată și care era realizată, și aici este o chestiune importantă pe care am sesizat-o în practica CEDO, intenția cu care se realizează afirmațiile respective și buna credință a părții. Intenția, înțeleg că în cazul Fragoso n-a fost să se insulte drapelul efectiv, ci a fost doar o reacție determinată de o stare de provocare. Și ca atare, iată cât de important este să avem în vedere intenția cu care reacționează celălalt. Ne spune CEDO și în alte spețe, nu numai în această speță, că este foarte important, în afară de analiza bazei factuale sau analiza judecăților de valoare, este foarte important și poate mult mai important să avem în vedere buna credință și intenția celui care realizează afirmațiile respective. Se pare că se acceptă că o doză de provocare și de supărare este admisibilă.
O spune CEDO chiar și în Constantinescu Popa contra României, unde de data aceasta se consideră că utilizarea expresiei de lapidator ar fi adresată de către un președinte de asociație unor salariate, casiere, care au delapidat sau și-au însușit sume de bani din bugetul asociației, realizate în spațiu public ar considera, ar încălca dreptul la viață privată, dar în final se menționează totuși cu o doză de exagerare și provocare, utilizarea unei expresii provocatoare poate să fie admisă. Sigur că această speță este destul de veche. Noi avem niște criterii foarte interesante în Axel Springer contra Germaniei, unde sunt stabilite niște teste, și anume primul, ne spune CEDO în această speță că nimeni nu se poate plânge de o atingere adusă vieții private atâta timp cât rezultatul, cât exprimarea sau acțiunea celui care este acuzat de atingere aduse demnității imaginii celuilalt este rezultatul faptelor celorlalte și atingerea este gravă și atingerea nu este gravă. Deci iată că avem două condiții, da? Să nu existe fapta celuilalt și atingerea adusă demnității celuilalt să fie gravă. În mulțumesc. Cazul acesta, scuze. Mulțumesc. Cred că am putut să continuăm discuția pe drapel. Mai este o cauză celebră. Eu am mai găsit o cauză celebră cu drapelul. E drept că nu cu drapelul național. Nu știu dacă vă aduceți aminte, a și a fost mediatizată cauza Faber împotriva Ungariei la un protest. Liderul unui partid politic din Ungaria a fluturat drapelul unui partid pronazist, da, de prin, și în acel context a fost sancționat. S-a ajuns la CEDO, CEDO a fost foarte tolerant. A spus, domnule, este exercitată libertatea de exprimare în cadrul unei manifestații politice, un protest. Face parte din, este o expresie non-verbală, da? Din marca libertății de exprimare. Motiv pentru care nu ar putea să fie sancționat acel lider politic. Atenție, nu era vorba de drapelul național. Și v-aș adresa acum această întrebare. Oare acest simbol mai are vreo valoare atunci? Dacă îmi permiteți. Vă rog. Să fac câteva, vreau să fac câteva precizări. În primul rând că dreptul la liberă exprimare în jurisprudența CEDO e cumva fluid. Deci nu putem să, nu știu, să-l încadrăm, să facem așa un framing și să vedem exact, nu știu, că este de la centimetru 1 până la centimetru 5. Practic, e un drept care trebuie analizat pur și simplu cauză cu cauză. E greu, de altfel, și să aplicăm jurisprudența CEDO pe anumite spețe, pentru că fiecare dintre spețele astea are un anumit specific al ei. Și de asemenea, iarăși ceea ce este foarte important, noi discutăm de un anumit specific național. Adică în această speță, noi ne aflăm în Spania într-o anumită zonă. Dacă ne-am aflat în România într-o anumită zonă, situația ar fi tot o altă. Dacă ne-am aflat în Germania într-o altă zonă, ar fi... Deci, practic, există un, să zic, un specific național foarte accentuat când discutăm de steaguri în discuția noastră. Dar discuția, până la urmă, trebuie cumva extinsă și nu ne cantonăm în steaguri, noi discutăm, de fapt, despre simboluri. Dar noi putem să discutăm despre simboluri naționale, cum e steagul, cum e imnul de stat, în toate statele membre ale Consiliului Europei, dar în afară de asta putem să discutăm și de simboluri religioase, putem să discutăm despre arderea Coranului, de exemplu, da? Nu suntem în aceeași situație, dar până la urmă ar putea să fie considerată ca fiind o încălcare adusă
sau atingere adusă demnității unor grupuri religioase, putem să discutăm de anumite, să spunem chiar și caricaturi, care au o anumită încărcătură în acest sens de, așa cum e titlul discuției noastre de astăzi, de înjurătură, poate nu direct, dar în mod subtil se ajunge tot acolo. Deci discuția este foarte interesantă și, de fapt, area în care noi discutăm, evident că nu este cantonată strict în zona asta de înjurături. Un alt element important pe care trebuie să luăm în considerare este distinția care se face la nivel național între diferite tipuri de legislație. Pentru că pot fi fapte care se încadrează pe zona contravențională sau fapte care se încadrează pe zona penală, depinde cum le analizăm și cine le analizează și depinde foarte mult cine le sancționează. Nu? În legislația națională se spune foarte clar, de exemplu, la noi în țară, că avem obligația să respectăm draperul. Deci e o obligație care rezidă din, e o obligație legală pe care o au cetățenii României, care rezidă dintr-o prevedere legală. Și atunci, cred că trăim într-o zonă, așa cum se spune despre CEDO, că este un living body, deci un corp care trăiește și unde jurisprudența se mai modifică din când în când și e influențată de diferitele, să spunem, curente de gândire care ne influențează ca și societate sau ca și societăți pe continentul european sau cumva extins în toate statele membre ale CEDO. Deci, pe de o parte, avem CEDO, care este un organism viu, unde jurisprudența se mai modifică din când în când. Cred că, pe de o parte, e foarte important să vedem caz cu caz și, într-adevăr, antevorbitorii mei au avut foarte mare dreptate. În anumite cazuri, CEDO dă o libertate mai mare unor anumite categorii de persoane, chiar dacă enunțurile pe care persoanele respective le fac sunt efectiv provocatoare sau incită, să spunem, într-o anumită direcție, CEDO acordă această legislație, această libertate. Și, pe de altă parte, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, trebuie avut mare grijă și la ce tipuri de simboluri ne referim. Pentru că în România, de exemplu, avem o ordonanță 31 din 2002 cu privire la interzicerea simbolilor naziste, fasciste și așa mai departe. Are un titlu mai lung, ordonanța respectivă. Ori, în cazul pe care dumneavoastră l-ați prezentat mai devreme din Ungaria, fapta probabil că ar fi căzut sub incidența legii penale, așa cum există lege penală în vigoare. Așadar, ca să concluzionez și ca să predau microfonul mai departe doamnei avocat Livescu, ca să zic așa, suntem într-o lume în evoluție și trebuie să analizăm foarte punctual, caz cu caz, pentru a vedea, într-adevăr, a vedea contextul în care s-a produs, să vedem dacă a fost într-adevăr o provocare sau nu, să vedem cu ce scop a fost făcută remarca respectivă, să vedem dacă a existat o intenție, pentru că, pe de altă parte, să știți că, din păcate, în România, aș putea spune că, și din experiența pe care o am eu profesională, lumea se înjură destul de mult. Acum, nu știu dacă toate situațiile astea care rezultă cumva din uneori din viața de zi cu zi ar putea să fie într-un fel calificate sau sancționate și cred că de fapt ar fi și foarte greu să facem lucrul ăsta. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, profesor. Doamna Livescu, da, am să preiau ștafeta dată de domnul profesor. Aș vrea să rămânem cumva în această zonă a analizei simbolurilor care pot face obiectul, ținta unei astfel de depășire a limitelor libertății de exprimare. Pentru că mie personal, în această hotărâre a Curții Europene, mi-a plăcut mai mult motivarea reținută de altfel de curte în prezentarea situației factuale, acea analiză pe care o face Curtea Constituțională a Spaniei, în fața căreia a ajuns această problemă.
și care mi s-a părut că analizează problema simbolului încălcat, un simbol național, într-o manieră foarte echilibrată și foarte pertinentă, pentru că drapelul în reglementarea multor țări europene face obiectul unei norme de protecție. Și aici aș vrea să încep de la acest element, pentru că încercând să identific cum este reglementată problema aceasta a protecției drapelului ca element al discursului, cum ni l-ați propus, doamna profesor Tec, am identificat că în multe țări europene, Germania, de exemplu, sancționează cu pedeapsa închisorii până la 3 ani incendierea stabului Uniunii Europene sau, deci, al Germaniei. Recent au introdus și incendierea stabului Uniunii Europene sau al oricărei alte țări sub forma incriminării acestei infracțiuni ca fiind incitare la ură. Defăimarea drapelului național este deja reglementat, era deja reglementat atunci când au decis să legifereze suplimentar și o astfel de incriminare. Nu mai vorbesc și mi s-a părut foarte interesant, aș vrea să o menționez, faptul că în același stat al Uniunii Europene, Germania, poate și raportat la gradul de educație, s-au considerat necesar să incrimineze cu aceeași pedeapsă de până la 3 ani închisoare defăimarea imnului Uniunii Europene, Oda Bucuriei, da? Poate și pentru că aparține unui compozitor german ca Beethoven, dar nu asta cred că e relevant, ci ceea ce reprezintă un astfel de imn. Și în acest context al unei astfel de reglementări, ministrul justiției de la acel moment din Germania a spus că arderea steagurilor în piața publică nu are nimic de a face cu protestul pașnic, ci cu incitarea la ură, cu agresiunea și furia. Am să închid această paranteză legată de modalitatea de incriminare în țările europene, menționând că Spania, Italia, Grecia au prevederi legale privind defăimarea steagului național și merită să menționăm, așa cum a adus și domnul profesor Jura în discuție, modalitatea în care prin legea 75/94 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului și folosirea sigiliilor cu stema României de către autorități și instituții, se menționează în mod expres că cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național al României și să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Și pentru că o să ajung și la cauza Fragoso, mi s-a părut relevant, n-am apucat să verific în legislația spaniolă dacă există o prevedere similară, cum este cea din articolul 21 pe care îl avem în această lege 75, în care se spune că la ceremoniile de arborare a drapelului și la intonarea imnului cu prilejul solemnităților, asistența va sta în picioare, bărbații se vor descoperi, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare. Un astfel de context era și în cauza Fragoso. Adică, fiindcă s-a vorbit mai devreme de antevorbitoarea mea, de provocare. E adevărat că acolo afirmațiile considerate incriminate ulterior și sancționate ale liderului de sindicat au venit pe un fond de proteste care au durat în timp mai mult, dar care au fost însoțite de sloganuri precum steagul nu plătește facturile, pentru că vorbim de un protest într-o unitate militară. Nu toată lumea care ne ascultă poate că a citit această hotărâre. Și atunci poate că e bine să clarificăm această premisă factuală, esențială întotdeauna în analiza unei hotărâri CEDO. Deci, după mai multe adunări zilnice la locul de muncă cu sloganuri de genul celui pe care l-am menționat, s-a ajuns pe un fond din ăsta de potențare a conflictului ca urmare a nesoluționării pretențiilor salariale ale acelor
nu erau militari, erau personal angajat pentru curățenie, ca să clarificăm și raporturile între armată, arborarea steagului și cine protesta. Ori, momentul acela în care se ajunge ca liderul de sindicat împreună cu vreo 30 de protestatari să vină chiar în momentul în care se ridica solemn drapelul național și să strige într-un megafon: aici aveți tăcerea drapelului nenorocit, și aici o să facem poate puțină semantică, ne-a provocat mai devreme doamna Tec, sub aspectul traducerii, nu știu spaniole, dar puta, cred că nu e traducerea foarte riguroasă cu sintagma nenorocit, drapel nenorocit și această asociere. La fel s-a strigat: drapelul nenorocit trebuie incendiat, fiindcă am făcut referire și la incriminarea acestui tip de manifestare, de depășire, de manifestarea unei anumite opinii prin incendierea unui steag. Deci, între sloganul "steagul nu plătește facturile" și asocierea cu un cuvânt cu o conotație nu tocmai academică, să zicem așa, legată de drapel, este evident că s-a trecut într-o altă extremă decât cea din momentul acela incipient al manifestărilor sindicale. Faptul că reclamantul care s-a adresat în plângerea aceasta, Fragoso, domnul Fragoso, a fost acuzat în baza codului penal spaniol de infracțiunea de insultă la adresa Spaniei și i s-a aplicat o amendă de un anumit cuantum, 1260 de euro, care putea fi înlocuită cu o pedeapsă privativă de libertate în caz de neplată. Poate vom analiza separat această chestiune din perspectiva implicațiilor pe care curtea le dă unei astfel de sancțiuni. Însă ceea ce am vrut să subliniez este faptul că atunci când la Curtea Constituțională spaniolă s-a analizat acest caz, Curtea a analizat câteva elemente esențiale în raport, de care a spus că nu doar că au relevanță sub aspectul faptului că a considerat corectă sancțiunea aplicată, dar cred că aceste criterii pe care le evaluează Curtea Constituțională spaniolă ar putea să constituie în general și pentru noi care analizăm acum și în abstract o astfel de situație, cât se poate, da? Cât e liber la jigniri, cât e liber la care să fie limitele libertății de exprimare ale unui lider de sindicat și toate celelalte întrebări pe care le poate ridica această speță. Mi se pare important și doar le enunț telegrafic ce reține Curtea Constituțională spaniolă. Momentul în care au fost rostite expresiile, un moment solemn, acela al înălțării drapelului național cu intonarea imnului, cu prezentarea armelor de garda militară, adică cea mai solemnă dintre toate ceremoniile care pot avea loc la un sediu militar și care impun respect, care atrage o considerație față de un simbol al statului cum este drapelul și imnul. Al doilea element pe care îl reține Curtea Constituțională: asocierea cuvântului nenorocit, și cum am spus, nu știu dacă e chiar traducerea cea mai exactă a noțiunii puta din spaniolă, pentru a califica drapelul. Deci această asociere Curtea a considerat-o că nu este la locul ei din perspectiva valorii protejate. Apoi, caracterul inutil al celor două expresii pentru a susține scopul și domeniul de aplicare al revendicărilor în materie de muncă apărată de protestatari. Al patrulea element evaluat de curte a fost lipsa oricărei conexiuni sau legături a expresiilor folosite cu revendicările de muncă ale protestatarilor. Nu în ultimul rând, sentimentul intens de umilință, așa îl definește Curtea Constituțională, pe care l-ar fi suferit militarii prezenți la eveniment, dar și reacția unora dintre lucrătorii participanți la protest, care au spus nu, nu asta. Adică s-au desolidarizat de modalitatea prin care liderul lor sindical s-a exprimat printr-un megafon
în acel context de moment solemn în cadrul unei unități militare. De aceea am considerat că eu personal am evaluat că aceste argumente ale Curții Constituționale mi s-au părut totuși foarte clar definite și cumva le-aș lua mai mult în considerare decât raționamentul pentru care Curtea Europeană a reținut totuși o încălcare a articolului 10 din Convenție. Însă poate că la momentul când vom discuta în cadrul dezbaterii și care sunt criteriile după care Curtea analizează limitele ingerinței în dreptul la liberă exprimare, vom analiza atunci de ce totuși Curtea aici a reținut o încălcare. Nu din perspectiva că n-a fost prevăzută de lege, nu din perspectiva celorlalte elemente, criterii după care se evaluează această situație, ci, după părerea mea, în mod necesar prin raportare la tipul pedepsei, la riscul acela de a se transforma într-o sancțiune cu închisoarea, adică la caracterul disproporționat al sancțiunii în raport de fapta propriu-zisă și de ceea ce se spusese. Am să revin pe această chestiune ca să dau și altor colegi cuvântul pe această chestiune legată de protecția, nevoia de a pune în balanță libertatea de exprimare versus protecția unui simbol național cum este drapelul. Și aici, chiar dacă nu face, și cu asta chiar închei această intervenție, chiar dacă se depărtează puțin de subiectul nostru, nu aș vrea să trecem, doar să o enunț măcar. Sunt două decizii ale Curții Constituționale din România de această dată: decizia 819 pe 2019 și decizia 15 pe 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate articolului 7 alineatul 1 din legea 75/94, în discuție fiind chestiunea legată de arborarea drapelului românesc sau de nearborarea drapelului, situație care a generat formularea excepției în mai multe plângeri contravenționale în județele unde populația este minoritar de altă, mă rog, maghiară. La asta vreau să mă refer. Curtea a considerat că este constituțional acest text de lege cu o motivare foarte interesantă. Mulțumesc! Aș dori să fac numai puțin înainte de pauză. După aceea avem o pauză, exact. Da, după aceea o pauză. Vreau să spun o chestie foarte interesantă. Nu e jurisprudență de la CEDO, e dintr-o altă instanță internațională. Și e vorba de acest apelativ pe care, cu mult curaj, doamna Livescu l-a pronunțat, PUTA. Și e vorba, a fost vorba de apelativul care a fost adresat unui fotbalist. Și în apărare, părțile au spus în felul următor, că în Mexic, deci era vorba de un meci care s-a disputat în Mexic, în Mexic, de fapt, acesta e un apelativ care, chiar dacă îl adresează unui bărbat, are o chestie prietenească și cumva ginga, așa să zic așa, în el, și că nici de cum nu reprezintă ceva injurios la adresa persoanei respective. Și vreau să vă spun că s-a reținut acest argument. Deci de asta vreau să vă spun că inclusiv la CEDO, practic, noi avem o condiționare culturală, practic, a anumitor termeni pe care cred că totuși ar trebui să o luăm în considerare. Mulțumesc foarte mult pentru scurta intervenție. Mulțumim, revenim după 5 minute, luăm o pauză publicitară.
Simți că faci ceva greșit, dar nu știi ce? Hai și tu în rețeaua Smart Bill alături de peste 50.000 de antreprenori. Clienții Smart Bill sunt conectați și își transferă automat documente, cum ar fi facturi sau NIR-uri. Adio muncă manuală, adio greșeli și timp pierdut. Smart Bill, parte din echipa ta. Dacă mai aveți ceva de adăugat, doamna avocat Ciociu, la... Aș adăuga, în principiu sunt de acord cu antevorbitorii mei, în special cu domnul profesor, și cred că simbolurile, după cum spune și Curtea Europeană, contează foarte mult într-o societate, mai ales că acestea sunt respectate prin diferite legi, cum le-au arătat și antevorbitorii mei, cum este respectat
cum este prevăzut și în România, dar cred că nu am putea să răspundem concret la întrebarea dumneavoastră, având în vedere că analiza curții, și la fel cum a spus și domnul profesor, fiecare speță diferă, fiecare are particularitățile ei și nu pot să afirm că o speță seamănă cu cealaltă și că curtea ar constata aceeași încălcare. De exemplu, cum a întamat și doamna avocat Livescu cu privire la speța noastră Fragoso contra Spaniei, acolo curtea foarte clar conchide faptul că există o încălcare a dreptului de la liberă exprimare doar pentru faptul că sancțiunea nu a fost proporțională. Nu spune că este regulă să proferăm injurii cu privire la simbolurile naționale, ci spune în concret că în situația de față, având în vedere tot contextul, protestele, faptul că reclamantul era un lider de sindicat, doar în acest context libertatea de exprimare a fost încălcată, dar asta nu înseamnă că simbolurile nu sunt respectate, cum ar fi în acest context drapelul. Că nu ar trebui respectate, de fapt. Da, că nu ar trebui respectate, da. Îmi cer scuze. E foarte bună precizarea dumneavoastră, pentru că ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Curtea n-a spus negru pe alb, este liber la înjurături, ci a analizat toate elementele și doamna Livescu spunea de câteva criterii pe care le-a aplicat CEDO în speță, cum de altfel le-a aplicat și în toate celelalte spețe despre care am mai și discutat în astfel de dezbateri. Bun, și atunci dacă mai permiteți o singură completare cu privire la asta, e o strictă opinie personală. Având în vedere ce a concluzionat curtea că în acest context există o încălcare a dreptului de liberă exprimare, în opinia mea, dacă reclamantului s-ar fi aplicată o sancțiune contravențională, să zicem un avertisment, nu cred că în această situație, având în vedere contextul, curtea ar fi ajuns la aceeași concluzie. Asta este strict opinie personală. Despre asta voiam să vă întreb. Să înțelegem că Curtea de la Strasburg sugerează, trasează o anumită direcție în materie de răspundere juridică, adică le sugerează cumva statelor să nu fie răspundere penală, să fie doar contravențională. Ce părere aveți? Eu nu cred că curtea vorbește că nu ar trebui să existe o răspundere. În schimb, curtea... Păi, cea mai gravă sau una mai puțin gravă? Tocmai despre asta ați vorbit și dumneavoastră, v-ați exprimat opinia. Și spus că dacă ar fi o sancțiune contravențională, dacă ar fi fost o amendă, nu credeți că CEDO ar fi constatat vreo încălcare? Exact. Cred că curtea ce vrea să spună în concret prin această hotărâre e ca statele să analizeze mai în profunzime contextul în care respectiva faptă s-a petrecut și aplicarea unei sancțiuni în consecință. Adică consider că curtea în acest context spune nu ați analizat suficient. Adică era un reproș la adresa instanțelor naționale. Da, da. Și nu a legislației în sine, ci a instanțelor naționale în fața cărora s-a plâns domnul Fragoso da Costa. Dacă îmi permiteți, o să preiau o temă foarte importantă lansată și de doamna avocat Livescu și de doamna avocat Ciociu. În primul rând, ce înseamnă proporționalitate? Deci e o discuție foarte sensibilă cu ceea ce înseamnă proporționalitate în diferite sisteme juridice. Asta una la mână și cine stabilește proporționalitatea asta, dacă e proporțional sau nu. Unul la mână. Și doi la mână, vreau să vă spun că în ultima perioadă, cred că în ultimii ani de zile, 2-3 ani de zile, mă confrunt cu următoarea chestiune, să zic așa, legată de drept comparat și foarte interesantă din punctul meu de vedere. Nu toate statele au drept contravențional. Și
îmi este foarte greu să explic ceea ce înseamnă drept contravențional. Pentru că în anumite state există în limba engleză ceea ce se numește misdemeanors. Și tot ceea ce înseamnă misdemeanors sunt de fapt fapte de natură penală, dar care au un pericol social redus. Dar ele rămân fapte de natură penală. În Germania, de exemplu, că a fost menționat aici exemplul Germaniei, să știți că există fapte de natură contravențională, deci au acest, să zic așa, concept de contravenție, nu se cheamă contravenție, se cheamă altfel, mi-am notat undeva că e un termen lung în limba germană, așa. Deci au această, să zicem, instituție a contravenției, în schimb este foarte, foarte restrânsă. La noi, dacă ne uităm pe ceea ce înseamnă drept contravențional, o să vedem că sunt sute, poate mii de contravenții care se aplică. E un domeniu foarte vast, dreptul contravențional. În schimb, în anumite state nu există acest concept de ceea ce înseamnă contravențional. Și este, iarăși, o chestiune care, vă spuneam, diferă de la un sistem la altul. Cum a fost aici în Spania, vedeți, a aplicat o amendă care dacă nu era achitată, se putea transforma în privare de libertate, în închisoare, cu alte cuvinte. E, într-adevăr, e foarte interesant și dacă noi comparăm legislația, să spunem, spaniolă din acest punct de vedere, cu legislația română, o să vedem că diferențele sunt pur și simplu uriașe. Adică dacă s-ar fi întâmplat același lucru în România și s-ar fi aplicat, să spunem, o amendă contravențională de 1000 și ceva de euro, asta înseamnă vreo 50-60 de milioane de lei, mă rog, 50-60, 5-6 mii de lei aproximativ, da? Amenda respectivă niciun caz nu ar fi putut să se transfere într-o sancțiune privativă de libertate. Și atunci, în situația asta, noi mai putem să discutăm de o amendă proporțională sau disproporțională? Adică, ce ar fi gândit curtea dacă noi, mutatis mutandis, am fi luat speța asta și am fi adus-o aici în România? Pentru că dacă nu-ți plătești contravenția, ce se întâmplă? Mergi la primărie când achiți taxele și impozitele anuale, atunci prima dată trebuie să plătești amenzile pe care le ai. Dar dacă tu n-ai venituri și nici nu plătești taxe și impozite anuale, ce se pot? Se pot cel mult transforma într-un anumit context și urmând o anumită procedură în zile de muncă în folosul comunității. Și dacă nu execuți nici zilele alea de muncă, ele se pot transforma la loc în amende contravenționale. Deci diferența de sistem, și asta vreau să vă spun în ceea ce privește contravențiile, să știți că este foarte mare pe plan european. Și mie mi-a trebuit ceva să-mi dau seama că noi discutăm de contravenții, sau cel puțin eu vorbeam, să zic, de contravenții, dar cei cu care discutam pur și simplu nu înțelegeau instituția contravenției, pentru că nu exista. Sau exista sub o altă formă care, de fapt, nu este contravenție. E o temă care, v-am spus, mie mi se pare interesantă și m-a preocupat și chiar m-am lovit de treaba asta. Tocmai acesta este motivul pentru care o împărtășesc cu dumneavoastră. Apropo de condiționalitățile astea naționale de legislație, și sunt curios, mărturisesc că din Spania n-am avut nicio discuție cu nimeni legată de contravențional și de contravenții. În schimb, noi suntem foarte apropiați, evident, cu ceea ce înseamnă sancțiuni administrativ de drept francez. Și la noi mai degrabă sunt niște sancțiuni de drept administrativ, preluate, să spunem, din sistemul de drept francez. Și nu știu Spania dacă s-a aliat, să spunem, acestei instituții de contravenție. Deci acestea erau cele două lucruri pe care doream să le punctez. Diferența de sistem și ceea ce înseamnă contravenție și cum vedem noi contravenția și sancțiunea contravențională, și pe de altă parte ceea ce înseamnă proporționalitate și cine constată dacă sancțiunea a fost proporțională sau este disproporționată. Pentru că, așa cum spunea doamna avocat Livescu, și tind să fiu de acord cu dânsa, mai degrabă mi s-a părut justificată, fundamentată argumentația Curții Constituționale spaniole.
Mulțumesc! Mulțumesc! Da, interesantă poziția Curții Constituționale și cred că la fel ar proceda fiecare curte constituțională, fiind vorba de simboluri naționale, ar fi foarte preocupată de aceste simboluri. Dar iată că CEDO din nou arată toleranță, așa cum a arătat și în alte cazuri, și mi-aduc aminte și de o speță celebră care nu s-a discutat însă pe juridice, Kurilov împotriva Rusiei sau Kurilev împotriva Rusiei, o manifestație, un mormânt improvizat al lui Putin, unde era portretul lui Putin pus acolo, și unul dintre manifestanți face următorul gest, scuipă pe tabloul lui Putin. Sub privirile polițiștilor care monitorizau protestul, nu-l arestează imediat, peste câteva ore îl arestează și în fine ajunge la CEDO și CEDO spune, domnule, este o libertate de exprimare. Este o formă prin care el și-a exprimat o opinie politică și a constatat încălcarea libertății de exprimare. Sigur, acolo era o infracțiune, pare mi se chema infracțiune minoră, așa se chema, infracțiune minoră la ordine, de ordine publică, de încălcarea ordinii publice. La fel, cred că au mai fost câteva spețe tot la CEDO, care vizau anumite forme de protest, exprimarea de opinii politice față de președinții statelor. Și în acele contexte, din câte am observat, CEDO spune clar, este o formă de activism sau ne încadrăm într-un protest, activistul trebuie protejat pentru că tot ceea ce spune el acolo, da, este o formă de expresie și intră sub umbrela libertății de expresie tocmai datorită contextului în care el își exprimă o opinie într-un fel sau altul, într-o formă verbală sau non-verbală. Și atunci, ce părere aveți? Este liber sau nu la înjurături și aș putea, dacă aș aduce discuția pe un stadion? Suporterii României nemulțumiți de echipa, de prestația echipei naționale. Dacă ar ajunge la o astfel de, nu știu, formă de protest, ar putea fi considerată o veritabilă formă de protest? Și care să intre sub umbrela libertății de exprimare? Sau tocmai susțineați că n-am putea să aplicăm această hotărâre în orice speță. Da? Și atunci ipoteza pe care de lucru pe care vă supun atenției nu și are rost. Avem ceva exemple concrete apropo de drapel? Spuneați Ana Livescu. Aș puncta aici, ca un răspuns și la întrebarea dumneavoastră, o idee pe care Curtea o exprimă chiar în această hotărâre Fragoso pe care ne-am propus să o analizăm. Ea spune așa, că în principiu autoritățile naționale sunt mai bine plasate decât judecătorul internațional în evaluarea semnificației și impactului cuvintelor jignitoare, în special atunci când acestea sunt îndreptate împotriva unui simbol național. Prin urmare, la ceea ce ne-ați spus, în ce situație, arderea unui drapel pe stadioane sau într-un alt context, ar putea să fie considerată ca o liberă exprimare a unei poziții, fie a politice. Aici sunt multe distinții de făcut, dacă e un discurs politic, dacă avem, cum e aici, speța cu liderul sindical. Însă, încă o dată, cred că trebuie să subliniem că în această hotărâre, Curtea, tocmai pentru că dă această întâietate judecătorului național, autorității naționale să evalueze cum s-a lezat sau nu simbolul național, Curtea reține încălcare pe ar 10 doar din perspectiva disproporționalității sancțiunii. E foarte important întotdeauna. Deci o consider o ingerință legală, era prevăzută de lege, de legea care sancționa
o astfel de să zicem, blasfemie la adresa unui simbol național. Deci a considerat doar din această perspectivă că este o încălcare și poate că ar fi necesar să facem o trimitere și la spețe, apropo de simboluri. În jurisprudența Curții Europene mai sunt exemple în care curtea a evaluat tot din perspectiva disproporționalității sancțiunii. Avem spețele cu Turcia, foarte multe, în care, de exemplu, imagine figura lui Atatürk, da? Un profesor tot așa nemulțumit că nu-și primește murat vural contra Turciei, de exemplu. Acolo s-a reținut încălcare de ar 10, dar reținând că acolo fusese jignită memoria lui Atatürk, că era dăunător pentru sentimentele societății turce și pentru asta acolo fusese sancționat penal acel petent. Însă curtea la fel a reținut nu doar că aplicarea unei sancțiuni privative de libertate, chiar în cazul acelui profesor, că era un profesor, a reprezentat o chestiune disproporționată, severitatea pedepsei a depășit gravitatea infracțiunii, a zis curtea acolo. Și iar în Fragoso a zis condamnarea la care era posibil expus petentul, liderul sindical, dacă nu și-ar fi plătit amenda, la fel ar fi putut să genereze o sancțiune privativă de libertate pentru ceva care, totuși, a zis curtea, nu a avut un efect, un impact atât de mare, ci a fost restrâns la nivelul acelei unități militare, al acelui grup de persoane. Și cu toate astea, curtea reține că acea condamnare potențial penal a reclamantului din Fragoso ar fi putut, zice curtea, să aibă un efect înfricoșător asupra exercitării libertății sale de exprimare. Și de asta și acordă un prejudiciu moral destul de consistent de 6.000 de euro. Dar mai am observat și un acum, alt element. Dacă mă permiteți, eu... Da. Nu vă auzim. Să știți că nu vă auzim. Vă rog să vă continuați ideea, doamna Livescu, și intervin după aceea. Mulțumesc. Întrebare. Mi s-a părut iarăși foarte important să semnalăm că în această evaluare a curții, când evaluează disproporția sancțiunii, reține în alte situații, chiar o speță tot contra Spaniei, în care la fel aveam o condamnare penală a reclamantului pentru injurii la adresa regelui și era un purtător de cuvânt al unui grup parlamentar bas, deci aveam și discurs politic acolo. Curtea reține că nu a fost doar condamnarea penală, ci și mai ales suspendarea dreptului de vot pe durata pedepsei. Probabil era o pedeapsă complementară, cum ar fi în dreptul penal românesc. Deci, la fel în murat vural contra Turciei, reține pe de o parte severitatea extremă a pedepsei prevăzute de dreptul intern și aplicată reclamantului, acolo era de 13 ani închisoare, dar totodată zice reclamantul n-a putut vota în toată această perioadă și chestiunea asta a considerat-o curtea într-o formulă foarte tranșantă și a spus niciun raționament nu poate fi suficient pentru a justifica impunerea unei pedepse atât de severe pentru acțiunile în cauză. Iată deci cam care este viziunea curții atunci când evaluează cât de liber e la înjurături. Nu e chiar așa de liber la înjurături, aș răspunde eu acestei întrebări retorice. Curtea dă prioritate legii interne, evaluării judecătorului național, dar vine ca un factor de control, de supraveghere și acolo unde într-adevăr nu se respectă o proporționalitate rezultată din acest standard al Curții Europene, vine și constată încălcare atunci când vorbim de sancțiuni mult prea severe în raport de situația factuală care a dus la o astfel de plângere adresată curții. Bun, continui un pic ideea aceasta cu disproporționalitatea. Mie mi se pare că e un fel de mantră pe care o întâlnim în toate hotărârile. Dumneavoastră, doamna Livescu, spuneați că în această hotărâre
cumva se sugerează că autoritățile sunt mai bine plasate să evalueze dacă ar trebui să aplice o sancțiune sau nu. În concret, ce ar trebui să facă statele după astfel de decizii? Să-i cheme pe polițiști, să-i alinieze și să le spună: atenție, nu cumva să sancționați contravențional un astfel de comportament. Adică vreau să vedem în concret cum ar putea statele să evite, că altfel mi-e teamă că ajungem cu discuția în următorii termeni: libertate de expresie și liber arbitru. Adică și autoritatea și cel care se manifestă cumva decide ce să facă. Deci cum vedeți că pot fi prevenite astfel de situații? În concret, pornim de la această mare disproporționalitate. Recunosc că și eu mi-am tot pus întrebarea: bine, bine, dar în concret ce facem să evităm această disproporționalitate? Dacă îmi permiteți și dacă nu mai dorește să ia cineva cuvântul. Întrebarea noastră este dacă e liber la înjurături sau nu, și de aici trecem la problema proporționalității. Vă dați seama că, practic, noi nu putem să oprim pe nimeni să nu înjure. Nu? Se înjură, practic, în toate popoarele, până la urmă, sau în toate statele, sub o formă sau alta. Adică, ne uităm ce se întâmplă pe stadioane, că ați amintit problema stadioanelor. Ideea este alta. În ce măsură înjurăturile astea, exact cum spuneați, sunt contextualizate și depășesc această limită de exercitare a dreptului la liberă exprimare? Asta este problema, de fapt. Și, până la urmă, cred că statele, chiar și în urma unei astfel de decizii, nu trebuie să facă nimic până la urmă. Pentru că, așa cum vă spuneam și l-ați adus în discuție pe Ataturk, există foarte multe condiționalități. Una dintre ele este valoarea simbolului pentru statul respectiv. Pentru că poate și Ataturk poate important ca un personaj istoric și pentru noi, dar evident, el are o cu totul și cu totul altă conotație în Turcia și personalitatea lui Ataturk este cu totul și cu totul alta percepută de statul turc. Eu nu știu dacă noi în România avem vreun personaj istoric pe care să-l luăm și să-l asimilăm, așa cum îl asimilează turcii pe Ataturk ca fiind într-adevăr un părinte în adevăratul sens al națiunii. Și atunci, în mod firesc, că discutăm de condiționalități, da? Atunci, în mod firesc că și sancțiunile care se dau în caz de defăimare sunt diferite pentru fapte de genul ăsta. Deci, într-adevăr, exact cum există aceste standarde ale CEDO în care noi putem să observăm limitele libertății de exprimare, da? Să vedem contextul în care s-a făcut, dacă a fost cu intenție și așa mai departe, dacă e o faptă prevăzută de lege, dacă necesită intervenția statului pentru fapta respectivă. Ca o mică paranteză, practic acesta este, când discutăm de libertate de exprimare la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, este primul lucru pe care îl discutăm, dacă fapta e prevăzută de lege sau nu. Deci e primul element pe care noi luăm în considerare. Da? Revenind la condiționalități. Deci trebuie luată în considerare ce reprezintă simbolul respectiv pentru statul respectiv și pentru poporul respectiv. Trebuie văzut în ce context a fost făcută fapta respectivă, dacă a fost cu intenție, dacă n-a fost cu intenție. Și analizând toate aceste lucruri, până la urmă, o să vedem că jurisprudența CEDO e foarte interesantă, dar de fapt cauzele astea sunt foarte diferite, chiar dacă ele au fost judecate, să zic, după un anumit standard. Deci fiecare cauză pe care dumneavoastră ați, sau fiecare dintre cauzele pe care dumneavoastră le ați amintit, și mă rog, sunt și altele, și în România, și Mazăre, și altele, în sfârșit sunt foarte multe cauze pe libertatea de exprimare, o să vedem, cu toate că sunt foarte multe, fiecare dintre ele sunt foarte diferite și, până la urmă,
Un alt factor de impact, așa cum vă spuneam, este și legislația națională, dar ce prevede legislația națională? Și până la urmă, autoritățile naționale ce trebuie să facă? N-au decât să aplice legea națională. Până la urmă, nouă cine ne spune dacă legea națională este disproporționată sau dacă sancțiunea este disproporționată sau nu? De-abia CEDO. Păi până ajungem la CEDO, noi ce trebuie să facem? Noi nu avem altceva de făcut decât, vă refer, noi ca juriști, în primul rând. Nu? Deci noi ce trebuie să facem? Nu ar trebui decât să aplicăm și să interpretăm legislația care este în vigoare, bineînțeles, ținând cont într-o anumită măsură și de CEDO, dar având în vedere totuși și diferențele acestea foarte mari între cauzele prezentate și între cauzele despre care am discutat. Mulțumesc. Deci, concluzia... Da, vă rog. Aș interveni și eu puțin și mă gândeam, mulțumesc pentru discuție, este extrem de interesantă și cu siguranță vom ajunge la cel puțin o concluzie bună în seara aceasta. Mă gândeam că ar trebui să, ca în analiza noastră, poate că în analiza noastră ar fi bine să avem în vedere și contextul în care se realizează, așa cum spunea și domnul profesor, când se adresează injuria respectivă, este un context profesional, nu este un context profesional. Dacă era de evitat injuria respectivă, era absolut necesară, a fost provocată, sunt foarte multe elemente care trebuie luate în considerare. De regulă, regimul exonerator sau poate mai ușor sancționator, iată Fragoso vine cu o nouă orientare, este acordat sau este atras de acele situații în care, perspectiva mea aceasta este, în care există o dezbatere sau se pun în discuții subiecte care provoacă o dezbatere de interes public, fie că este public general, fie că este public profesional, se realizează doar sau este de interes pentru o anumită castă profesională. Și de asemenea, dacă a existat starea de provocare, mie mi se pare esențială o atare analiză și mai ales intenția celui care a comis fapta respectivă. Sigur că în cazul în care avem de-a face cu o persoană fizică care este în afara unui context profesional și adresează injurii unei alte persoane, aici cred că lucrurile sunt oarecum clare vis-a-vis de atingerea adusă demnității persoanei respective, vieții private a acesteia. Deci, cred că diferența între cele două poate ar fi un element esențial de luat în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și cred că ne apropiem de sfârșit și putem să ajungem la o concluzie și la un mesaj de final. Vă rog, fiecare! Domnul profesor deja, domnul profesor Jură și-a spus părerea, cred că. Dacă îmi permiteți, aș nu neapărat cu titlul de concluzie, rămâne o întrebare deschisă. Ceea ce ați spus în dezbatere, cât de liber este la înjurături? Întrebarea ne duce la o altă zonă. Câtă nevoie este de educație în România? Și aici vorbim de la cel care ajunge să fie sancționat într-un context sau altul, indiferent profesional, politic, pe stadioane, de orice natură. Și aici cred că e o problemă de educație și de limite pe care să ni le autoimpunem în diverse situații în care să nu se ajungă ca modalitatea de exprimare să încalce fie viața privată altei persoane, fie valori, simboluri protejate constituțional, cum este în speța Fragoso și așa mai departe. Deci cred că totul pleacă de la educație. Inclusiv și aici mă refeream atât la educația de tip individual, cât și la cea pe care statul trebuie să o asigure la toate nivelurile de formare profesională, de la cea mai mică, începând de la școală elementară și terminând până la nivel universitar și de ce nu chiar și pe formele de pregătire, de formare continuă. Și cred că demersul din seara aceasta, inițiat de doamna Tec, cu sprijinul dezbaterilor juridice,
deschide o modalitate concretă în care noi toți, avocați, juriști, magistrați, polițiști, că ați spus în discuție ce face polițistul, cum aplică standardul CEDO când aplică o amendă contravențională că l-a prins pe X dând foc la drapel pe stadion, să zicem, da? Sau un judecător pus în situația să cântărească, să pună această balanță a drepturilor în concurs și să dea o soluție echitabilă. Este clar că trebuie să existe limite. Și din acest punct de vedere, concluzia mea nu este liber la înjurături. În niciun caz. Mulțumesc. Mulțumesc. A fost foarte interesantă. Vă rog, cine urmează să-și spună concluzia? O să intervin eu? Vă rog. Aș începe primul rând să răspund la întrebarea dumneavoastră dacă este liber la înjurături. Răspunsul ar fi... Nu este liber să înjurăm și să ne așteptăm că putem să o facem fără să fim sancționați la un moment dat. Dar cred că de esență în acest context este dacă înjurăturile respective au provenit într-un anumit context și care a fost intenția persoanei în momentul în care acestea au fost proferate. De la fel cum spunea și domnul profesor și doamnele avocat, consider din nou că aceste aspecte se verifică de la speță la speță și nu putem să venim cu un răspuns concret. În schimb, cred că chiar dacă concluzia este nu este liber la înjurături, având în vedere că putem să lezăm alte drepturi, exagerând, să spun așa, cu exercitarea dreptului nostru la liberă exprimare, cred că este de esență să nu uităm faptul că libertatea de a critica o persoană este până la urmă de esența libertății de exprimare și până la urmă pentru conviețuire, consider că aceste două lucruri trebuie să meargă mână în mână. Da, mulțumesc. Concluzia mea este că este o mare diferență între critică și insultă proferată sau pe care o resimți atunci când cineva te înjură sau vezi un simbol care este de importanță deosebită pentru tine sau pentru țara ta. Prima este admisă, cea de-a doua nu. Mă gândeam acum, ascultându-vă și vă mulțumesc pentru concluziile dumneavoastră, la modul în care am evoluat din punct de vedere social în ultimii ani. Nu discutam acum câțiva ani despre aceste lucruri. Este adevărat că nici gradul de agresivitate și de permisibilitate care exista în spațiul public nu era același. Iată că vine CEDO și vin din ce în ce mai mult instanțele românești din spate și reglementează aceste situații. Concluzionez în același mod ca și antevorbitorii mei, nu este liber la înjurături, demnitatea omului este sacră. Haideți să o respectăm cu toții și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și că mi-ați dat oportunitatea să fiu cu dumneavoastră. Mulțumesc! Ceea ce e interesant, dacă îmi permiteți, este că societatea se schimbă. Vrem, nu vrem, asistăm la aceste schimbări în societate. Și, pe de o parte, avem libertatea asta de exprimare, într-adevăr, legată de steag, dar, pe de altă parte, inclusiv libertatea creației artistică, libertatea de creație este condiționată. Deci e strict legată de libertatea asta de creație și aș dori să amintesc două cazuri cu care ne confruntăm acum noi ca și societate. Probabil că ați auzit și probabil că dintre cei care ne ascultă au auzit foarte mulți de scandalul ăsta cu Gheboasă de la Untold. Asta pe de o parte, care intră în zona asta de cumva de înjurături, dar pe de altă parte avem un alt scandal tot așa legat de libertate de creație, de o carte care a apărut recent, copilăria lui Kaspar Hauser, care de asemenea a produs, să spunem așa, multe valuri în societatea noastră.
Așadar, într-adevăr, lumea este foarte atentă la limitele libertății de exprimare și, într-adevăr, aveți mare dreptate, în special la dreptul la demnitate personală. Mulțumesc! Mai degrabă, nu știu de ce se aude, ar fi mai degrabă două întrebări, două piste de reflecție, și anume, cât de puternice mai sunt simbolurile naționale prin prisma mesajelor care ar putea fi transmise de astfel de soluții, apropo de schimbarea de mentalitate, de educație, cum ar trebui să ne educăm copiii, și doi, oare nu cumva este o influență foarte puternică a dreptului american, a dreptului anglosaxon asupra jurisprudenței, asupra Curții Europene a Drepturilor Omului, atunci când vorbim de libertatea de exprimare? Sunt întrebări, nu sunt răspunsuri sau nu sunt concluzii, sunt întrebări pe care le lansez sau piste de reflecție. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră și cred că am transmis mesajul acesta că nu este chiar liber la înjurături. Mulțumim juridice, mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și vă dorim în continuare o seară frumoasă. Mulțumim. O săptămână bună, o seară frumoasă și o săptămână bună. La revedere. Mulțumim. Întâmpinați probleme în a gestiona online practica dumneavoastră juridică? Lexa.ro vă conectează cu persoanele interesate de servicii juridice online. Puteți să vă simplificați practica, să vă creșteți baza de clienți și să vă concentrați asupra a ceea ce contează cu adevărat, clienții dumneavoastră. Află mai multe despre servicii și costuri pe www.lexa.ro. Profesioniștii lumii juridice și noile tehnologii au devenit un tandem prin care eficiența devine noul zeu al viitorului. Acesta este impactul pozitiv al digitalizării. O eficientizare înseamnă o creștere a producției. Pentru dumneavoastră care folosiți documentarea legislativă, puteți avea mai multe procese pe care să le gestionați, puteți să aveți mai multă materie în care vă documentați mai rapid și mai bine. Ajungeți mai ușor în minima substanței și de acolo o puteți folosi ca atare, fără să mai aveți nevoie de echipe foarte mari de oameni care să facă documentarea pentru dumneavoastră ore, poate zile sau poate săptămâni în șir.